sunt eu în formă astăzi. Sunt un pic mahmur. Absolut nimic la mașina asta nu este discret. Cameră cu infraroșu în parbriz, care două camere stereo, așa le denumesc ei, așa le-au denumit ei camere stereo. Setările pentru suspensie. Suspensia este pneumatică, adică perne. Are două setup-uri, sport și confort. Nu este foarte mare diferența între ele. Fiind modelul mai vechi, nu avem touch-ul ăla aici, touchpad-ul ăla. Senzația pe care ți-o dă mașina asta când te urci în ea este incredibilă. Deci este într-adevăr, mașina este statement și este declarația absolută că ai dat lovitura. Cele două display care sunt enorme, de 30 de diagonala de 30 de centimetri. O grămadă de funcții, de opțiuni, nu o să intru în detalii foarte mult. De navigație, radio, media, telefon. Luminile interioare pot fi schimbate în foarte multe culori. Volanul este încălzit, opțiunile sunt foarte multe opțiuni pe volan, scaunele încălzite și ventilate, sistemul de sonorizare Burmeister, care pe mașina asta valorează 8.000 de euro, masajul în scaune, butonașele astea sunt foarte mișto, detaliile astea. Asta este telecomanda, aproape toate funcțiile mașinii. Navigația. Are night vision. Este atât de liniștit, deci nu se aude absolut nimic înăuntru. Haideți că vreau să vă arăt night vision. Nu știu dacă se vede că bate soarele foarte, foarte tare. Ia să vedem. Nu știu dacă o să puteți să vedeți. Lasă-mă, mă, cu centura. Da? Nu o să ieșim cu mașina astăzi pentru că ar fi... Prețul mașinii ăsteia iese de, într-adevăr, a fost de 100 și ceva de mii de euro. Dar... prețul este justificat, prețul se justifică, mașina este absolut blindată de opțiuni. Deci cam ăsta este locul pe care l-am eu în spate aici. Am loc să dau o petrecere aici. Am loc să-mi fac de cap. Sunt lucruri de servici și de reprezentanță. Aici nu poate să umble radar, senzor de parcare, are camere și în oglinzi, parbrizul. Sunt câteva camere aici. Aici avem radarul. Mașina are radar de
diferite distanțe, medie, lungă și scurtă. Farurile care sunt LED, tehnologie destul de nouă. Diferența dintre faruri, dintre modelul ăsta 2013-2014 și modelul nou, deci mașina asta este delicios desenat. Mașina asta în special este un 350 CDI cu roți pe 19, roți AMG pe 19 și credeți-mă că e suficient, pentru că este o mașină foarte grea și tot ce depășește 19-20 solicită foarte tare articulația. Cutia este un 7 G-tronic, motorul V6 de 260 de cai, campionul absolut. Merge, te face să te simți de $1,000,000. Mașina asta, chiar dacă are un preț, a avut un preț de catalog de peste 100.000 de euro, mașina asta te face să te simți de €1,000,000. Și asta este următoarea mașină. Un Maserati 4 porte. Următoarea mașină. Pa!